Iată că astăzi, 1 decembrie 2016, Ziua Națională a României, când poporul român din țară și în afara granițelor patriei sărbătorește marele eveniment istoric, state aliate de parte de casă și de cheia strămoșească, noi, un grup de ofițeri și suboficeri. Domnul colonel Babiciu. Da, e doar un fragment. Vă mai prezenta imediat continuarea. Unde ați fost aici? Deci în 1 decembrie 2016 am fost la cel mai mare cimitir al eroilor români, la Zvolen în Slovacia, unde își are mormântul renumitul poet maramureșan Ion Șugariu. Câți dintre noi mai știm că acolo este acest mormânt? Cât se vorbește despre asta? Se vorbește rar și nu întotdeauna cum trebuie, iar uneori de-a dreptul scandalos. Slovacii ne consideră pe noi eliberatorii țării. Și ca semn de mulțumire au dorit ca numele unui pod din centrul Slovaciei, pe care am trecut noi înainte de a merge la cimitir, a vrut să îi dea denumirea lui Ion Șugariu. Iar ei au cerut ambasadei române acceptul. Închipuiți-vă că ambasada a comunicat că nu sunt de acord pentru că ar fi avut poetul legături cu legionarii. Slovacii, vin și, măi, s-a făcut o confuzie, nu se poate, ăsta e erou, ăsta a fost ofițer al armatei române, care așa. Răspunsul a fost la fel. Această problemă am ridicat-o personal la ambasadoarea României în Slovacia, cu ocazia unei noi vizite pe care am făcut-o pe urmele regimentului 2, care de luptă împreună cu un grup de ofițeri. Și ați primit răspuns? Na, ce să primești, domnule? Nu știu, parcă vorbești cu pereții. Da. Ăștia nu sunt oameni care reprezintă România. Ăștia, nu știu, cine îi pune și de ce. Probabil tot pe linie politică sunt așezați acolo, domnule Babiciu. Am zis că de politică. Așa este, dar tot acolo ajungem, vedeți? Asta e. Deci, veți continua demersurile pe această linie? Păi, unul dintre, deci, în ziarul local, prietenul nostru, Aleg Portase, ziarist renumit, a făcut o
o amplă expunere a acestui moment cu propuneri corespunzătoare. Deci noi ăștia care n-avem butoane, în afară de a vorbi și de a semnala, nu avem voce. Nu v-ați adresat și Parlamentului României, prin parlamentarii pe care avem, că totuși au un rol în țara aceasta. Păi... Au o datorie, chiar și morală, să fie pentru a regla aceste lucruri. Legat de parlamentare, vreau să vă zic că personal am făcut o scrisoare deschisă către parlamentarii României, prin care am cerut să susțină un proiect de lege prin care noi, Asociația Renașterea și Șeșteană și Asociația Cultul Eroilor, am încercat să obținem o lege prin care părintele dr. Vasile Lucaciu să fie declarat erou al națiunii române. Niciunul dintre parlamentari nu a catadisit cel puțin să întrebe măcar situația. Singurii care au inițiat acest proiect a fost un liberal și adică doi liberali din unul din Satu Mare și domnul Oros, care a fost ministru agriculturii, care ca să vedeți că are origini din Șișești. Deci nu au făcut acest demers, să zic așa, din platformă politică, ca și fie unui sat. Deci, totuși, de ce această atitudine din partea celor pe care i-am ales? Sunt prea ocupați de lucruri mărunte sau să îndeplinească alte sarcini din partea celor de deasupra lor. Pentru că atunci când sunt parade, când este marcată Ziua Națională a României în public, chiar și la Șișești au apărut foarte mulți când au fost evenimente dintre acestea pentru public, spun, să iasă în evidență. Dar, păi, în general, nu trebuie să se preocupe și partea aceasta? Ba da. Ei vin acolo mai mult pentru că știu că lumea se adună. Pentru imagine, Babiciu. Pentru imagine. Să spunem lucrurilor pe nume. Noi mergem acolo cu un anume scop. Ați trăit anumite momente, știți ce înseamnă istoria și fără să-i criticăm, dar așa se întâmplă. Da. Nu poți să nu scoți în evidență și aceste aspecte. Da, așa e. Așa e. E păcat că parcă sunt două lucruri total diferite. Nimicurile personale, nimicurile, frământările de acolo, de la ei, care așa, sunt pe primul plan, haide, nu de vorbit de politică, dar de când se te vorbește în România de un proiect de țară? Ce e atâta filozofie, domne? Este Academia Română singura și mare noroc pentru noi că îl avem pe domnul academician Aurel Pop, care istoric medievalist de profesie, care știe cu ce să mănâncă istoria, dar degeaba, că și pe ăsta, și pe dumnealui vor unii să îl descrediteze. Așa este. O să urmărim partea a doua de imagini și o să le comentăm, bineînțeles, să vedem. E frumos că toate acestea le-ați așezat într-un montaj pe care, iarăși, o să-l păstrați și o să-l aibă generațiile următoare. Activitățile pe care le-am făcut noi, încerc să le grupez, să le clasez în anumite bibliorafturi. Poate că cineva va fi folosi. De ele. Da, dacă putem difuza deja aceste imagini. Noi suntem români, noi suntem români, suntem strănepoții lui Traian.
Ardeliane fecioare de munte, ia ridică-ți-a ta frunte și ți-o înalță cu mândrie, că ești fiu de Românie. Fă din sus de Baia Mare, treci-un volentil călare, treci-un volentil călare, plângul de duc. Te comind la sânul vostru, membrii grupului au aprins candele. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăție pe pământul României. Iarba rea din hol de piară, iar dușmanii din țară, noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vină să te prins cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Da, și iată că după acest material mi-am amintit de câteva cântece patriotice și vreau să vă întreb cât se mai învață în școli în prezent despre aceste file de istorie. Ne-a spus că sunt trunchiate, da? Dar cât se mai învață și câte cântece patriotice mai sunt transmise elevilor în momentul de față? Se pare că această educație patriotică este lăsată numai pe seama familiilor. Deci noi ca părinți suntem obligați și avem datoria să ne educăm copiii în spiritul dragostei de neam și țară. Cei din învățământ care fac de 30 de ani reforme după reforme nefinalizate, eu nu știu, noțiunea, inclusiv noțiunea de reformă este un pic anapoda, e ciudat că necazul cel mai mare parcă nu este ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu copiii. Necazul cel mai mare, după părerea mea, e ce s-a întâmplat cu corpul profesoral. În sensul în care s-a degradat? Da, în sensul că au cu totul altă viziune despre aceste elemente esențiale. Ciudat, dar nu asta, sunt... Asta li se transmite, credeți, prin programa școlară sau... Nu, prin... Sau și prin să aprofundeze? Prin noile direcții sau valori promovate la nivel. Banul, oportunismul, care... Scandalurile.
senzația. Așa, da, deci răutatea. Răutatea. Păi, acum promovăm ura și dezbinarea. Da, aici, da, aici ne-a adus pe o parte din oameni pandemia, da, pe care o traversăm. Da. Deci asta este ceva care nu... Mai putem spune în aceste condiții că suntem un popor unit? Să știți, paradoxal, niciodată poporul român n-a fost unit. De ce spuneți asta? Pentru că numai când a fost la situații de ananghie, atunci s-au unit. În rest, au intervenit factorii externi. Ba turcii, ba rușii, ba austriecii. Deci, nu știu cum să zic. Fiind la intersecția celor trei mari imperii și culmea e că dacă stăm să ne gândim, că n-am fost înghițiți de niciunul dintre ele, tot lor le datorăm. Deci tot e când rușii au ocupat toată România, au venit austriecii și ne-au ajutat și i-au împins înapoi, când turcii au făcut la fel, au venit și rușii și austriecii și i-au dus înapoi, iată, în mod indirect, tot lor trebuie să le mulțumim că mai existăm. Ce am vrut eu să vă mai spun neapărat legat de film? Vă rog. În această carte, în partea a doua, am descris toate călătoriile pe care le-am făcut pe urmele întregitorilor de țară. Acum aș vrea să vă întreb, de ce ați făcut aceste călătorii? Din plăcere, deci, de a ședea istoria sau de a rămâne totuși ceva în urmă, așa, deci, cum spuneți, pentru a prezenta evenimentele așa cum le vedeți dumneavoastră? Eu m-am gândit că istoria aplicată este mult mai importantă decât o conferință sau o poveste. Îi una să-l duci pe Șișeștean la Zvolen să vadă un cimitir cât satul lor, unde sunt 11.000 de oseminte de oameni, de soldați români care și-au dat oborul pentru țară pe munții Tatra, și alta să le spui. Dar închipuiți-vă că am fost în Sala Unirii de la Cernăuți. Am fost la Chișinău în Muzeul Național. Ei, acolo, Muzeul Național, dacă mergeți la Chișinău, o să vedeți o panouri într-o panoramă în care elogiază armata rusă, eroismul armatei ruse pentru eliberarea Basarabei de la imperialiștii din români. Asta e educația care li se face moldovenilor. Deci problema este mult mai profundă. Și aș mai dori să spun că am fost inclusiv în Parlamentul de la Budapesta. Acolo unde George Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Vasile Lucaciu au conferențiat, au ridicat în condiții ostile lucruri legate de emanciparea românilor. Și în privința asta aș dori să scot în evidență două lucruri foarte interesante. Sunt eroi și făuritori de țară care și-au asumat acest rol devenind martiri prin asumarea acestui martiraj, adică o luptă. Unul dintre ei este Vasile Lucaciu. Soția lui la procesul de la Cluj îi spune: sunt mândră de tine că pe tine te-au învrednicit să iei cea mai mare pedeapsă.
Toți au luat un an, până la un an sau un an jumate maxim, doi. Vasile Lucaciu a luat 5 ani. Iată, unul dintre eroi, Vasile Lucaciu, și-a asumat această stare. Alții au fost oportuniști. La fel cum sunt și astăzi mulți. E, asta am vrut să zic eu. Deci oportuniști, adică au profitat de o anumită situație. Vă dau un exemplu de oportunist. Alexandru Mocioniu a fost cea mai renumită personalitate din Banat. Ba mai mult, el reprezenta Partidul Național Român din Transilvania și Ungaria, bineînțeles, secția bănățeană. Ei, el și cu cei din Brașov s-au unit și au fost împotriva lui George Pop de Băsă și a lui Rațiu și a lui Lucaciu să se meargă cu memorandumul la împăratul Austriei. Prin urmare, e clar, făuritorii României de la 18 a fost generația memorandistă. Dar generația memorandistă a fost împărțită de interesele și de jmecheriile politicianiste care s-au făcut atunci, exact ca și acum. Exact ca și acum. Vedeți că tot istoria se cam repetă. Da. Da? Nu degeaba este această vorbă. Mai vreau să vă întreb încă un lucru. În timpul regimului comunist, Ziua Națională a fost mutată în data de 23 august, pe motiv că acea zi celebra insurecția armatei antifasciste și imperialiste, da, din 1944. Aveți și dumneavoastră în această carte lovitura de stat de la 23 august 1944. Știți cumva cum se sărbătorea acea zi de 23 august în timpul acelui regim? Acum să nu știu. Păi știu foarte bine, pentru că, să zic așa, am făcut parte din plutoanele care defilau în stilul stabilit. Deci acest moment important a fost important pentru ruși, a fost impus ca și zi națională pentru noi și nu este emanația sau dorința poporului român să se sărbătorească atunci. Pentru că toată chestiunea asta, vedeți, ei spun clar, e lovitură de stat, lovitură de palat. Păi vă dați seama că ce s-a numit atunci insurecția armată a fost o ingerință a Partidului Comunist Sovietic și împreună cu, l-au atras pe rege în capcană, pentru că pur și simplu regele a făcut această întoarcere și proclamație fără să aibă niciun fel de acoperire, a fost o unealtă. Armistițiul s-a semnat abia în septembrie, după ce întreaga Românie a fost ocupată de ruși. Iar din punctul de vedere al istoriografiei ruse, momentul respectiv se traduce cam așa: eliberarea României de către ruși, nu insurecție armată sau... Da. Deci ăsta iar e un moment în care lucrurile sunt spuse așa și așa. Și ce trebuie de reținut legat de ruși? Pentru cei care vor să asculte și un moș ca și mine. Deci, până în 1683, când atacul asupra Vienei a eșuat, până atunci eram și cântam în strună la turci. Începând din acest moment, în Transilvania
au venit austrecii, dincolo au venit rușii. Noi putem face orice alianță. E părerea mea. Dacă nu ținem cont de forța rușilor, nu putem face nimic. De ce? În 1918 rușii n-au participat la tratatul de pace. Rușii n-au semnat tratatul de pace, rușii n-au semnat formarea României Mari. Și când au găsit momentul oportun, deci în 40, înțelegându-se cu nemții, au reluat, ei niciodată nu zic că au luat un teren ce nu le-a aparținut. Au reluat, de fapt, inclusiv în 1812, în actul internațional de, prin care rușii au luat Basarabia, în document scrie, am citit personal, în franceză, că România va retroceda. Va retroceda. Cuvântul a retroceda înseamnă că dai ceva ce ai luat de la alții. Deci, atâta timp cât nu se va ține cont și de opinia lor, sau să-i forțeze cineva, dar să semneze, să-și asume sub aspectul tratatelor internaționale. Câtă vreme nu semnează rusul, multe lucruri esențiale nu se pot face. Da. Suntem la final de emisiune, chiar am depășit puțin. Cuvântul care ar trebui să fie în mintea românilor astăzi, care este, domnule Babiciu? Unitate națională. Și iubire de țară, nu până la urmă. Numai așa vor schimba lucrurile în țara noastră. E clar. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Unde găsesc oamenii cartea aceasta, cei care doresc? Să spun numele editurii? Spune numele editurii. Că... Da, editura Marist, Baia Mare. Așadar, cei care doresc să intre în posesia cărții, vă pot căuta chiar și pe dumneavoastră. Mulțumim pentru participare, vă mai așteptăm. Mulțumesc, mă iertați. Am avut așa o lecție de istorie astăzi, combinat cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne revedem mâine. La revedere!